Bine v-am regăsit, dragii mei, bine v-am regăsit, dragile mele, pe Auroscop. Sunteți curioși sau curioase să aflați ce gândesc persoanele voastre despre voi, acele persoane pe care le țineți așa adânc ocrotite de inima și sufletul vostru? Ei bine, eu sunt și sunt convinsă că și voi sunteți curioși, mai ales sau curioase, mai ales să aflați ce se mai întâmplă cu persoanele voastre și dacă se gândesc la voi, ce mai vor de la voi, ce intenții. Însă, de data aceasta, aș vrea ca această etalare să fie valabilă în următoarea săptămână, haideți să spunem așa, 72 de ore până la o săptămână, pentru că știți că eu nu ofer date fixe, ore fixe, pentru că numai bunul Dumnezeu știe ce se întâmplă. Dacă suntem cumva în acord așa cu planul divinității vis-a-vis de fiecare în parte, îmi doresc să aflați măcar indici sau direcții despre ce ar trebui să faceți ulterior, recomandări în iubire, dacă e cazul să mai aveți răbdare sau nu cu aceste persoane, dacă se reîntorc, cum va fi viața voastră dacă s-ar întoarce persoana respectivă sau dacă ați continua relația cu această persoană. Pentru că nu este vorba doar de despărțire. Sunt persoane care au cunoscut pe cineva, au fost anumite lucruri mai plăcute, mai puțin plăcute și vreți să știți dacă această relație are vreun viitor, dacă sunt persoane care vă sunt destinate. Dacă doriți să participați la această etalare, rugămintea mea expresă este de a nu prelua literam aceste mesaje, ci doar cu ceea ce rezonați, pentru că este vorba despre energie generală, o energie colectivă. Așa că nu particularizați și nu luați totul la modul personal, pentru că este și sunt citiri cu caracter de divertisment. Haideți să vedem, dragii mei, dacă v-ați hotărât să participați la această etalare, să vedem ce ne spune energia generală a acestei etalări. Ce mai gândește despre voi, dacă mai gândește, dacă se mai gândește la voi și cam ce zboară, unde zboară gândul. Energia generală, ok, avem, cred că această carte, nu știu, s-a întors sau era ascunsă, dar o lăsăm, o să mai solicit încă o carte. Aici avem și un trio pe aici, pe colo, și cred că știți despre ce este vorba. Avem un trio, avem relații în care sunteți pe aceeași lungime de undă din toate punctele de vedere și cred că în momentul în care îl vedeți, o vedeți, auziți despre el, auziți despre ea, vă doare un pic stomacelul sau aveți pielea de găină, cred. Sper să o aveți și ceea ce vă spun eu imediat. Păi, să știți că v-a fost devotat sau devotată în ciuda opțiunilor pe care le-a avut sau nu vorbim aici despre educație fizică, ci sport, ci despre faptul că și dacă a avut pe altcineva, cu siguranță sufletește, v-a fost devotat, devotat, altfel spus că s-a gândit și se gândește în continuare la voi, indiferent de distanță, indiferent de locație, pentru că sunt situații în care sunteți cam departe, așa fizic, unul de celălalt, uneori chiar pe altă planetă, glumesc, într-o altă locație, într-un alt oraș, într-o altă țară, uneori pe alte continente. Deci este vorba despre o distanță fizică destul de mare, dar sufletește sunteți acolo și vă gândiți unul la celălalt, probabil că din ce în ce mai tare, iar pentru că solicitarea mea a fost de a ști ce va face în următoarele 72 de ore, o săptămână, poate și după, ar vrea să vă spun că există o șansă chiar și mică de a deschide o nouă portiță, universul pentru voi. Mai ales dacă este vorba despre faptul că a existat o perioadă, luna august, iulie, în care s-a cam ascuns de voi și voi de ei. Cred că tot acest ascunziș va ieși la iveală, pentru că și unul și celălalt veți considera la un moment dat că vă ascundeți după deget. Practic, toate drumurile duc tot unul către celălalt. Este ca un sens giratoriu în care alergați unul în spatele celălalt, uneori vă depășiți și până la urmă tot împreună cred că sfârșiți, după cum spune această energie, sfârșiți până la capăt, adică clar vă împăcați și povestea aceasta până la urmă va ajunge la un anumit final, mai ales dacă sunteți brunețele, bruneței cu ochii negri sau șateni grizonați cu ochii deschiși la culoare, poate și cioc, mustață sau un barbișon, așa, poate un cioc ei.
cred că este vorba, sau este posibil să fie vorba și despre o relație ascunsă, tăinuită, dacă unul dintre voi este căsătorit, căsătorită, dar rezonați, sunteți pe aceeași lungime de undă, aceeași frecvență și sufletește, v-am zis, cred că numai când auziți sau dacă vedeți pe stradă persoana respectivă că trece sau dacă auziți, dacă o vedeți pe rețele de socializare, indiferent cum, parcă dintr-o dată vi se face pielea de găină. Sunt situații în care, de exemplu, nu ați mai comunicat de foarte multă vreme, din diferite motive, că ați fost blocați, că nu ați mai comunicat pur și simplu și ați crezut că i-ați uitat sau ați crezut că le-ați uitat. E bine, dacă reapar pur și simplu sub o formă sau alta, accidental sau nu, simplul aruncat de privire, aruncarea cu privirea pe rețele de socializare, e ceva acolo care vibrează în stomacelul vostru. Ați crezut că ați pierdut această persoană, persoana aceasta a crezut că v-a pierdut și că v-a uitat. A crezut că v-a uitat. Nu. Și acest lucru se declanșează în momentul în care, v-am zis, ori vă vede pe stradă, ori vă vede poza de profil, ori vă deblochează și începe să răsfoiască amintirile, ori pozele voastre, ceva se întâmplă, clar. Deci este foarte profundă uniunea aceasta, chiar dacă în unele cazuri probabil că ați fost la distanță, nu ați fost un cuplu, mai ales dacă au fost și anumite piedici, inclusiv piedică maritală. Este mult mai profund și am impresia că poate să fie vorba și despre un pătrat amoros, pentru că și ea parcă ar purta o parcă. Nu neapărat, nu obligatoriu, parcă poartă un inel de logodnă, o verghetă, în sfârșit. Sau poate că ea este gata să facă pasul cel mare sau a fost cerută în căsătorie și totuși se gândește la această persoană. Sau între timp poate s-a căsătorit ea sau poate și-a găsit pe altcineva și totuși ceva se întâmplă în univers astfel încât să fie o oportunitate clară de a vă revedea. Săgetător, balanță, leu, fecioară, rac, gemeni și vărsător, ca semne zodiacale predominante. O nouă ușiță, un nou portal, o nouă... Deci aveți acolo un exit, o ieșire de urgență. Pe acolo vă duceți. Incredibil! Două cărți surpriză, trei. Acum au ieșit trei, imediat o să le vedeți aici. Trei cărți surpriză. Hai să vedem ce se întâmplă cu voi, dragii mei, ce gândește în momentul de față despre voi, persoana voastră. Inițiale K, H, T, E, S, N, O, K, R și B. Ce gândește despre voi, ce vrea de la această relație, dar întâi ce crede despre voi, le luăm așa pe rând, ce crede despre voi. Păi, în primul rând, vă admiră extraordinar, chiar și de la distanță, chiar și s-au început să se uite de nou pe pozele voastre de profil. Vă vede, mai ales dacă sunteți blânduțe, cu ochii albaștri, cu ochii verzi, o mare bucurie, o mare libertate. Prin voi, persoana respectivă își găsește libertatea sau datorită vouă, persoana respectivă s-a eliberat de foarte multe lucruri, prejudecăți, principii stagnante, de exemplu, să spunem așa. Acum, ori s-ar putea ca persoana respectivă să vă fi cunoscut în momentul în care era căsătorită și datorită vouă, dar nu neapărat că l-ați spus voi sau ați spus-o voi, a luat o decizie de a se elibera dintr-o situație toxică, își dorește un nou început cu voi. Avem acel 10 de deasupra care spune că își dorește reluarea comunicării sau, dacă sunteți împreună cu această persoană, să mergeți către un pas mai departe, să duceți această relație pe mai departe. Dacă s-ar putea, v-ar lua de mânuță și v-ar răpirea din serai. Ar pleca cu voi să nu vă știe nici vântul, nici pământul. Dacă nu vorbiți, ar putea cu siguranță să reluați comunicarea și să aveți o mare, mare bucurie. În momentul în care se gândește la voi, simte o libertate interioară.
că tot spuneam de faptul că are pielea găinii în momentul în care se uită pe pozele voastre. Este vorba despre o trezire, retrezire în cuplu și aici este vorba despre dobândirea sau redobândirea încrederii unul în celălalt. Bucurie. Simte că sunteți o persoană exemplară, vă apreciază foarte tare, vă admiră, v-am spus de la distanță și că sunteți o persoană care este... Ce îi place la voi foarte tare? Independența voastră. Îi place că vă câștigați singur, singură banii, îi place că sunteți liberi, libere, chiar dacă, mă rog, aveți și alte obligativități și responsabilități. Și îi place, dacă nu este vorba despre libertatea aceea de în cuplu, îi place că sunteți un spirit liber. Vă place muntele, vă place libertatea, vă plac, nu știu, sporturile extreme sau vă place să trăiți așa la intensitate maximă. Și simte lucrul acesta și, nu știu, deja vă vede cu alții ochi. Mai mult decât atât, avem și, uite, și un săgetător, avem balanță, scorpion, poate să fie cupluri. Vis-a-vis de voi va lua o decizie clară. Deci ori se separă, indiferent dacă l-acceptați sau nu acceptați, în viața voastră sau indiferent dacă veți răspunde afirmativ la o propunere a sa sau la o ofertă, indiferent despre ce ofertă este vorba, oricum în viața sa personală este gata să ia o decizie clară și concisă. Ori va renunța la tot și la toate pentru a fi cu voi, pentru că voi îi acordați acea libertate și liniște interioară, ori va acționa în mod clar, tranșant. 49-50, ca vârste, mai sus, mai jos, depinde. Este vorba de a vă mărturisi un adevăr sau de a vă face o declarație de dragoste clară. Este hotărât să, din și tot surprinzător, că deja este clișeu această expresie, dintr-o dată, în mod spontan, să vă facă această declarație de dragoste. Hai să nu mai să nu ne mai amețim și să mergem mai departe și să scurtăm acest drum. Mai ales dacă aveți și o vârstă, știți, nu mai e cazul să ne luăm de mânuță, să mergem prin parc, să avem acea perioadă de tatonare, de tachinare, de eventual să vă mutați și împreună. Persoana aceasta vrea ceva clar, concret, să fiți voi doi împotriva tuturor. Nu împotriva, ci să vă vedeți de viață împreună. Persoane, la fel, spuneam, ei și Atene sau cu părul spicat, ochii albaștri, de exemplu, poate să fie o diferență de vârstă între el și ea. Nu contează aici cine este mai mare, contează faptul că sufletește vibrații extraordinar de mult. Iar dacă sunteți în cuplu cu un bărbat căsătorit, cu o femeie căsătorită, unul dintre voi va lua acea decizie de renunța la tot pentru a fi cu voi, indiferent dacă voi vreți sau nu. Va face acest pas indiferent dacă acceptați sau nu. Asta înseamnă că nu voi sunteți acele persoane care produc nefericirea altor persoane. Adică va lua această decizie indiferent dacă voi sunteți de acord sau nu. Bun, haideți să vedem ce vrea de la această relație cu voi. Că, mă rog, renunță la tot și la toate pentru a fi cu voi. Dar haideți să vedem până la urmă ce vrea de la această relație. E clar că probabil există cineva între voi sau voi sunteți căsătorită sau el este căsătorit în sfârșit. Vă vrea, pur și simplu. Sunteți sufletul său pe rechea, dacă cochetați cu ideea de vieți anterioare, simte, știe că ați mai trăit și în alte vieți împreună. Simte că vă aparțineți unul altuia sau cel puțin că îi aparțineți sufletește și doar în prezența dumneavoastră este versiunea sa cea mai cinstită, onestă, reală. Voi sunteți libertatea acestei persoane și vă vrea în această relație, dar vă vrea fizic, nu numai vorbind la distanță, a avea relație tăinuită. Vă vrea pe voi, vrea să meargă cu voi de mână, vrea să fiți un cuplu, vrea să oficializați relația, vrea să știe toată lumea de voi, chiar dacă s-ar dezlănțui un jihad. Vă vrea pe voi. Nu mai vrea să stați doar de vorbă, nu mai vrea doar să vă iubiți la distanță, prin telefon sau, eu știu, prin intermediul mesajelor.
Vă vrea fizic, vă vrea pe voi, vă vrea cu totul, nu contează. Emoțional, fizic, intim, cum vreți voi, vă vrea. Până unde este dispus să meargă această persoană? Deci s-ar putea ca, dacă este într-o relație, el, dacă este într-o relație cu altcineva, s-ar putea ca soluția să vină de la acea doamnă sau domnișoară sau femeie în general, femeie în general, în ideea în care ea vine și îi spune mi-am dat seama că degeaba trag de tine, că tu oricum vrei să divorțești și îți acord libertate. De soluția s-ar putea să vină de la o doamnă în vârstă sau de la persoana cu care este în momentul de față. O dată de 28, la fel, extrem de importantă, un 38, de ce nu? Până unde este dispus să meargă în această relație? Până chiar și la momentul acela de refuz, vedeți? Deci chiar dacă vă cere mâna și voi spuneți nu, nu vreau. Exact cum spuneam și înainte. Această carte, bineînțeles că înseamnă manipulare, dar coroborată cu celelalte mesaje, înseamnă total altceva. Aici înseamnă, avem și un 45, un 54, mai dau niște vârste dacă mai vin în minte. Deci este dispus sau este dispusă să renunțe la tot și la toate și mă bucur că se confirmă mesajul, indiferent dacă voi îi acceptați sau nu cererea de căsătorie sau logodnă sau oficializarea relației sau să vă mutați împreună sau să fiți 100% împreună. Deci nu sunteți voi și nu veți fi voi vinovați sau vinovate de faptul că el sau ea divorțează. Vă va face oricum. Dar dacă voi apăreți sau ați apărut între timp, cu atât mai bine. La ce vă aduce această relație dacă aveți răbdare și nu tăiați răul de la... Nu, răul, că nu e răul, acum exagerez. Este expresia aceea. Dacă nu tăiați omului aripile, despre asta este vorba. Dar am nimerit-o altfel. La ce vă aduce această... Dacă aveți răbdare. Pești, uite că avem. La concretizarea relației după o perioadă în care visați să fiți împreună. Deci probabil că în toată această perioadă ați visat, v-ați gândit unul la celălalt, ați visat, comunicare la nivel empatic, telepatic și mai cer încă o carte de lămurire, pentru că aici este clar că probabil mai este cineva pe lângă voi pe acolo, de asta doar ați visat, comunicat de la distanță. Clar că aveți răbdare. Este o chestiune de timp. Unul fără altul, sunteți păsări care zboară într-o aripă. Vă doriți foarte tare și este o chestiune de timp. Aici simt că se trage de timp. De asta văd, simt să clarific această situație. Există o frică să nu faceți pe cineva să sufere. Aveți senzația că celălalt va divorța sau va pleca din altă relație, mai ales dacă există copii și nu vreți voi să vă construiți fericirea pe nefericirea celuilalt, pentru că de la voi pleacă această așteptare. Ok, am răbdare, dar oare nu mă fac vinovată? Nu mă fac vinovat pentru faptul că persoana respectivă părăsește? Acum eu nu vă spun să faceți ce spun eu. Eu spun, vă dau mai departe mesajele și recomandările primite. Ideea este că persoana respectivă oricum va face, că sunteți voi, că ar putea să fie altcineva, oricum o va face. Sau pur și simplu poate să nu fie nimeni. O va face oricum. În unele cazuri poate că chiar sunt în curs de separare. Deci de asta simt că voi visați, vă gândiți, sau poate să fie vorba și de voi dacă energiile se întrepătrund. Vă gândiți că și întotdeauna vor exista efecte adverse, consecințe. Vă este teamă de justiție karmică, e adevărat, foarte bine. Dar aici, probabil că s-a și lungit treaba tocmai din cauza faptului că există o teamă să nu sufere cineva. 40 de ani, 39. Deci, aici este vorba despre ce se va întâmpla cu toată răbdarea asta. Cred că am fost destul de clar. Cineva, din orice experiență înveți câte o lecție. Voi, în caz particular, probabil că voi știți ce aveți de făcut. Cum ar fi viața
Dacă decideți, uite, ce chestie, cum ar fi viața voastră dacă decideți să renunțați la această oportunitate, la această relație care ar spune cumva că este sufletul vostru pereche? Cum ați fi voi fără ei, să spunem așa? Dacă te decizi până la urmă să îți vezi de treabă, cum ar fi? Aici ar putea să fie vorba și despre o persoană mai în vârstă, energie feminină în vârstă, poate să fie cealaltă persoană, a treia parte. Deci să știți că, incredibil, ce interesant. Voi ați putea să renunțați, mai ales cele care sunteți sau cei care sunteți în balanță. Nu știți ce să faceți. Voi vă gândiți că celelalte persoane suferă, că zboară într-o aripă. Voi vă sacrificați relația. Acum vreau să lămuresc foarte tare lucrurile. Nu fac lobby pentru nimeni, nu iau apărarea nimănui, ci încerc să vă dau un mesaj coerent pe ceea ce, prin ceea ce simt intuitiv. Nu mă bag și nu este treaba mea să judec. Sunt doar un mediator. Și încerc să fiu cât se poate de clar, astfel să nu deranjeze pe nimeni mesajul ăsta pe care vi-l dau. Voi, fie că sunteți bărbați, fie că sunteți femei, s-ar putea să renunțați la această relație, considerând că nu vă construiți fericirea pe nefericirea altor persoane. Până aici, corect. Corect. Renunțați. Persoana respectivă oricum va face acest pas clar. Ulterior, poate că aflați cumva că s-a făcut acest pas sau ar putea să rămână împreună. De ce nu? Iar persoana respectivă să fie tot cu nasul pe sus. O persoană mândră, o persoană care ar spune, eu am câștigat, dar de fapt ea nu știe că altul s-a sacrificat să fie ei bine, dar ea probabil că va spune, eu am câștigat, tot la mine a venit-o, pe mine mă iubește. Celelalte sunt doar opțiuni. Nu știe că ar fi putut în secunda a doi să fie cu boticul pe lăbuțe. Sper că am fost destul de clară și mă opresc aici ca să nu mă supăr pe nimeni. Și probabil că sacrificiul vostru ar fi în van. Ok, hai să vedem dacă sunt șanse ca această persoană să vă fie destinată. Sunt șanse să vă fie destinată persoana respectivă. Sunteți destinați să fiți împreună? Încredere, relaxare. Răspunsul vine la momentul foarte mult așteptat, în acel moment când, am și cărțile surpriză, în momentul în care toate măștile vor fi date jos. Când persoana respectivă va fi sinceră, clar, cu voi și va fi cel la care vă gândiți sau cea, când voi veți fi sinceri, sincere cu voi și stați, cum spune, stau drept și gândesc, nu stau, cum? Stau strâmb și gândesc drept, mai bine. Și când toate lucrurile vor fi clare. El îi spune lucruri clare, voi clar vă clarificați în cap ce simțiți și ce nu simțiți pentru ei. Și când va fi clar că cealaltă persoană pentru cealaltă persoană a treia parte este doar un joc de mândrie. Dar această carte vorbește să fiți încrezătoare, relaxare și onestă, cinstită cu voi sau cinstit cu voi. Ca să nu vă pară rău de decizia pe care ați luat-o, aceea de a întrerupe cumva legătura. Cărțile surpriză. Imediat. Aici trebuie să vă puneți o întrebare clară. Dacă, deci, cunoscând persoana respectivă, mai ales că aici această carte vorbește să fiți cinstită sau cinstit cu voi. Și uite că vine și întrebarea. Dacă ar fi o persoană cu care v-ați dori să fiți în momentul de față, cu cine ați fi?
În ce relație ați fi? Întrebați-vă, răspundeți-vă cu inima, nu cu mintea, de data aceasta. Fiți încrezători, încrezătoare, că sufletul vă va răspunde. Ascultați-vă vocea inimii, pentru că aici văd o energie feminină dornică de a avea această relație, dar înțepenită în a lua această decizie. I-C-O-L, Nicoleta, de exemplu. Renunț la această relație. Îl doresc de nu mai pot. Nebunesc după el sau după ea. Sunt topită. Dar mai are pe cineva. Îmi spune că divorțează. Este pe care să divorțeze. Dar oare nu sunt eu la mijloc? Dar oare nu greșesc eu? Ok, mă retrag. Iar cealaltă nici măcar nu ar... Știi și din contră ar spune că a învins. Da, un joc e destul de dificil, până la urmă decizia vă aparține. Cum să vă zic, că dacă nu știți ce să faceți, și această carte cred că mi-a dat așa un soi de mesaj. Încercați cumva, poate este ușor atipic sau nefiresc, încercați, este, mă rog, o tușă așa de management. Încercați cumva să separați avantajele și dezavantajele unei relații pe care ați putea o să o aveți cu o persoană aflată în situația noastră particulară. Ce v-ar aduce mai aproape de această persoană? Ce v-ar îndepărta de această persoană? De persoană, de principii? La voi câteodată este bătălia între ce vă spune inima și ce vă spune mintea. Inima este clar, spune și imaginea. Mintea, dar dacă, țese. Meritați această dragoste. Dacă vă doriți cu adevărat, dorința vi se împlinește. Pentru că foarte multe binecuvântări în iubire sunt aproape de voi. Sun foarte curând. Oportunitatea în iubire, oportunitatea să iubiți peste măsură, nu să vă pierdeți capul, pentru că voi nu sunteți clar. Voi sunteți niște persoane extrem de raționale și cred că asta vă împiedică și v-a împiedicat destul de multă vreme să răspundeți afirmativ unor propuneri. Foarte principiale. Mulțumesc de mesaj și de inspirație. Sunteți extrem de principiale și principiali și probabil că asta va și împiedica să duceți o relație la un nivel următor sau la a merge mai departe și uneori chiar ați fi putut bloca persoana respectivă pentru că v-ați speriat de ceea ce simțiți, fie bărbat, fie femeie. Deci sunt foarte multe programe, principii, societate, școală, etc., etc., etc. Mai puțină compasiune pentru voi și mai multă compasiune pentru alte persoane. Cred că trebuie, nu trebuie nimic. Cred că ar fi minunat dacă lucrurile s-ar suci puțin. Mai multă compasiune pentru propria persoană, pentru propria ființă, ca să fie tuturor bine, ca să nu fie rău, știți? Sigur că nu trebuie să faci rău celui de lângă tine, asta este evident, sigur că nu trebuie să încurci pe nimeni. Echilibru în tot și în toate. Vă doresc, dragii mei, aveți parte de multă dragoste, aveți parte de iubire, dar și de decizii. Sper să luați decizia corectă pentru voi și mai ales sper să nu vă pară rău pentru decizie. Să nu vă pară rău
indiferent de decizie, de ce decizie luați, pentru că este o experiență din care învățați, așa că data viitoare știți clar ce o să faceți. Eu vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Vă doresc să aveți o săptămână bună, zile binecuvântate, cu iubire, cu liniște, cu pace sufletească, o lună septembrie absolut minunată. Până data viitoare, tot binele din lume. Numai bine. Pa, pa!